Până atunci, știrea acestei ore e anchetă în Parlament după ce senatoarea Diana Șoșoacă a defilat pe acolo prin legislativ astăzi fără mască și a sfidat atât colegii, legea, cât și pe jurnaliștii care i-au cerut explicații. Senatul cere acum DSP lămuriri despre adeverința pe care a fluturat-o senatoarea Aur, care ar scuti-o de mască. Colega mea, Andreea Popa, are informații suplimentare. Andreea, ești în direct. Senatul cere acum Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București să verifice adeverința prezentată de senatoarea Aur Diana Șoșoacă. O adresă în acest sens a fost semnată de președintele Comisiei de Validare, practic singura comisie votată și constituită până la această oră în noul legislativ. Atașată acestei adrese este și adeverința pe care senatoarea a prezentat-o aici în Parlament. Practic se arată în această adeverință că se recomandă a nu se purta masca de protecție și că a fost eliberată această adeverință medicală pentru a-i servi la excepția purtării măștilor de protecție. Sunt menționate două probleme medicale prin care sau din cauza cărora practic a fost eliberată această adeverință medicală. Una dintre ele este hipertensiune, iar cea de-a doua rinită. Practic, Senatul cere acum Direcției de Sănătate Publică să verifice și să explice dacă bolile menționate în această adeverință medicală fac parte din categoria celor boli care afectează capacitatea de oxigenare. Totul se întâmplă în contextul în care senatoarea Diana Șoșoacă s-a prezentat astăzi la prima ședință a legislativului fără să poarte masca de protecție, cum de altfel și ieri, în momentul în care a venit să își preia mandatul, nu purta masca de protecție. Puneți în pericol pe toți oamenii din jur, din fața dumneavoastră? Ar trebui să pună în pericol în condițiile în care n-am venit. Ar trebui să purtați dumneavoastră mască, doamne, nu, că nu știu. Dar e o lege care ne obligă pe toți. Da.